În epistola lui Iacov, în capitolul 5, versetul 16, stă scris: mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Adesea se întâmplă ca nu rugăciunea pentru noi înșine să ne întărească credința și să ne apropie de Dumnezeu, ci rugăciunea dezinteresată, înălțată pentru semenul nostru aflat în nevoie. Rugăciunea pentru aproapele nostru are puterea de a ne apropia atât de Dumnezeu, cât și de Cel pentru care mijlocim. Începeți să vă rugați pentru suflete. Apropiați-vă de Hristos. Împodoviți-vă viața cu un spirit blând și liniștit și lăsați ca cererile voastre umile, zdrobite, să se înalțe cu stăruință către El pentru a primi înțelepciunea de care aveți nevoie ca să vă salvați nu doar propriul suflet, ci și sufletele altora. Ceea ce înstrăinează oamenii unii de alții nu sunt atât de mult diferențele dintre ei, cât faptul că nu sunt dispuși să accepte aceste diferențe. Dacă am reușit să acceptăm că a fi altfel e bine, că fiecare are o personalitate distinctă, alte daruri, o viziune diferită, am putea trăi în pace. Dacă ne-am dat seama că nu diferențele de caracter fac uneori imposibilă conviețuirea, ci egoismul, am putea să învățăm să trăim frumos unii pentru alții. Dumnezeu nu încetează să ne iubească din cauza că suntem diferiți de El, adică păcătoși. El ne iubește în ciuda păcătoșeniei noastre. Acest lucru îl cere de la noi, să iubim la fel ca El. Vom putea iubi ca Iisus doar atunci când vom putea petrece timp în comuniune cu Tatăl Ceresc, la fel cum a făcut-o El, Domnul Iisus. Doar prin puterea lui Dumnezeu ne putem iubi și accepta în ciuda diferențelor dintre noi. Doar prin puterea lui Dumnezeu putem să începem să înțelegem motivațiile și împrejurările care au afectat caracterul sau comportamentul semenilor noștri. Doamne, ajută-mă să văd în oameni ce vezi Tu frumos și bun. Dă-mi putere să descoper lucruri pozitive în cei care astăzi îmi par neplăcuți. Ajută-mă să iubesc ca Tine. Fă o listă cu persoane din anturajul tău și în fiecare zi a săptămânii roagă-te pentru o altă persoană sau grup. Îți recomand să adaugi pe listă nu doar persoane dragi, ci și persoane mai puțin apropiate sau chiar persoane care nu-ți sunt tocmai simpatice.